Încă de la preluarea partidului am spus că vom avea o politică de alianțe care să ne permită o dezvoltare, o creștere și o menținere a echilibrului în România între cele două mari puteri. Cred că sunt foarte mulți români care vor să aleagă altceva decât PSD sau PNL și cred că împreună putem oferi alternativa, în primul rând, pentru capitalul românesc autohton, pentru agricultori, pentru cei care produc în România și pentru cei care au într-adevăr speranță că România poate să dea mai mult în